Împlinirea, astăzi, 29 iulie, a 7 decenii de viață, îl prinde pe Mircea Lucescu, cel mai bun antrenor român al tuturor timpurilor, ca tehnician în fruntea Șahtiorului Donețk. Ca fotbalist la Dinamo, Iluce a câștigat 7 titluri de campion național. În 1977 debutează ca antrenor la Corvinul Hunedoara, echipă pe osatura căreia se formează naționala de tineret a României, întoarsă de la campionatul mondial din Australia anului 1981 cu medalia de bronz. Tot din 1981 devine antrenor al echipei țării noastre, iar un an mai târziu, director al Federației Române de Fotbal. Lucescu își amintește de apariția lui Hagi ca titular la națională și de încrederea pe care o avea în viitorul rege al fotbalului românesc. În perioada aceea, fiecare dintre jucătorii, lider de generație, îi aduceam direct în echipa națională, fără să mai treacă prin echipa de tineret. Din 1991 până în 1997, Lucescu antrenează echipele italiene Pisa, Brescia și Reggiana, iar din 1998 este antrenor la Inter Milano. Plecarea domnului Lucescu la Milano este o încununare a carierei lui, de asemenea și fotbalul românesc să fie mândru că un antrenor a zis să pregătească una din cele mai bune echipe din toate timpurile ale lumii. Cele mai bune performanțe ca antrenor le obține însă Lucescu la Galatasaray, campionatul, Cupa UEFA și Supercupa Europei, avându-l în teren pe Gică Hagi. Tot la turci, Beşiktaş avea să câștige în sezonul 2002-2003 campionatul și dreptul de participare în premieră în Liga Campionilor. Din 2004 activează ca antrenor la Shakhtar Donetsk, echipă ucrainiană cu care câștigă de 2 ori campionatul în dauna lui Dinamo Kiev. Una din performanțele de neuitat ale sărbătoritului de astăzi rămâne calificarea naționalei țării noastre la Mondialul din Mexic 1970, pe când capitanul formației noastre, Mircea Lucescu, avea doar 24 de ani și trecuseră 9 de la legitimarea sa ca fotbalist al Școlii Sportive 2 din București. A fost o generație de neuitat, o generație apreciată peste tot, oameni care s-au comportat corespunzător. Ei păstrez în suflet cu aceeași dragoste cu care noi împreună am obținut acea calificare de memorabilă.